alert, Klaus Iohannis a semnat decretele sublinierei a promulgat 5 legi importante. Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat joi, 29 martie, o nouă serie de decrete. Eful statului a promulgat legea privind reglementarea activității de telemuncă. Un alt decret semnat de subliniere eful statului prevede promulgarea legii pentru aprobarea ordonanței de urgență a guvernului numărul 81/2016 privind modificarea și completarea legii educației naționale numărul 1/2011, potrivit unui comunicat al administrației prezidențiale. Ultimele 3 decrete semnate de Iohannis prevede promulgarea legii pentru aderarea României la protocolul referitor la privilegiile imunitile autorității internaționale privind spaiile submarine, adoptat la Kingston la 27 martie 1998. Care a intrat în vigoare la 31 mai 2003, a legii pentru ratificarea protocolului de aderare, semnat la Bruxelles la 11 noiembrie 2016, la acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte. Semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012, pentru a se ține seama de aderarea Ecuadorului, dar sublinierea a legii privind constituirea și menținerea unor rezerve minime de ei sau produse petroliere.